Degajare puternică de fum la o hală din Timișoara, se află în apropierea Pădurii Verzi. Au fost aduse aici o autocisternă a celor de la ISU Timișoara, dar un ventilator de mici dimensiuni pentru degajarea fumului. S-a dat alarma la Timișoara după ce hala unei multinaționale de la ieșirea din oraș a fost cuprinsă de un fum dens înnecăcios. 100 de angajați s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri. 10 autospeciale și o cisternă cu apă au fost aduse la fața locului. Pompierii ventilează hala și încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul, care nu a fost urmat de flacără.